Bună ziua, sunt Dana și astăzi vă spun povestea Iepurele și broasca țestoasă. Ia uitați! Iepurele și broasca țestoasă este o poveste pe care o știm cu toții de foarte mult timp. Iepurașul îi zice broaștei țestoase: haide, mușcăito, dă-te din drum, mereu deranjezi, ha, ha, ha. Ești atât de înceată încât atunci când ajungi la serviciu, este deja ora închiderii, râse iepurele când o văzu pe broasca țestoasă. Ia uitați cum râde, în timp ce broscuța țestoasă, harnică, se îndreaptă spre serviciul ei. Îi dădea mâna să râdă, pentru că el se mișcă mult mai repede, da? Ce-i răspunde broscuța? Mereu te legi de mine, răspunse supărată broasca țestoasă. Și ce-ai de gând să faci? Întrebă iepurele. Să ne întrecem într-o cursă și dacă voi câștiga, vei înceta să mă mai superi. Iar răspuns broscuța supărată, vă dați seama. Cum era de așteptat, iepurele acceptă cu multă plăcere și în timp ce se aflau la linia de start, îi spuse adversarei sale: auzi, broască țestoasă, înainte te credeam înceată, acum te cred înceată și puțin cam neghioabă pe deasupra. Cum de ți-a trecut prin minte să mă provoci la o cursă? Broasca țestoasă îi spuse că era prea devreme să creadă că va câștiga. Ia uitați-i cum se pregătesc de cursă și o grămadă de alte animăluțe care vor să fie spectatori. Niciun animal din pădure nu ar fi vrut să piardă asemenea cursă neobișnuită. Făcură chiar și pariuri. Arbitrul dădu startul și iepurele se puse pe alergat, lăsând-o pe broasca țestoasă în urmă, înconjurată de un mare nor de praf. Ce zi călduroasă! Mă voi așeza la umbra acestui copac să o aștept pe broasca țestoasă. Ha, ha, ha! Broasca va ajunge aici după câteva ore bune, gândi iepurele fără să se poată opri din râs. Ce faci, draga mea, vrei un morcov? E cam cald afară, ai transpirat sau ai picături de ploaie pe cap? Întrebă bagiocoritor iepurele. Broasca țestoasă, care își continua drumul liniștită, dar fără să se oprească o secundă, îi răspunse: cine râde la urmă, râde mai bine. Broasca asta e nebună, ha, 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 crede că poate să câștige cursa. Ce imaginație are! Ah, ce somn mi s-a făcut! O să trag un pui de somn, își spuse iepurele.
Când iepurele se trezi din somnul său profund, nu-i veni să-și creadă ochilor. Broasca țestoasă trecuse deja linia de sosire. Trăiască broasca! Toți erau fericiți, mai puțin iepurele, care învățase o lecție dură și nu mai trebuia să o supere niciodată pe broasca țestoasă. Ce-am învățat, iubiți copilași, din această poveste este faptul că niciodată nu trebuie să desconsiderăm pe nimeni și să nu considerăm că cineva ne este inferior, atâta vreme cât nu cunoaștem întreaga poveste a omului respectiv, că nu știm totul despre cei pe care îi considerăm mai puțin pregătiți, mai puțin inteligenți, cumva inferior nouă. La revedere!